actrița Draga Olteanu Matei a fost dusă aseară în stare gravă la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Sfântul Spiridon din Iași cu hemoragie digestivă. Din fericire, medicii anunță că starea ei de sănătate este stabilă, că este conștientă și că poate discuta cu cei care o îngrijesc. Suspiciunea că această hemoragie a fost pe fondul medicației anticoagulante pe care pacienta o primea în tratament pentru afecțiunile cardiovasculare. Este în ATI, este o pacientă fragilă cu mai multă patologie, răspunde deocamdată la tratament, dar următoarele zile sunt importante pentru evoluție. Deocamdată a fost stabilizată. Medicii au transmis că actrița Draga Olteanu Matei a fost evaluată de urgență după ce a fost transferată în stare deosebit de gravă la Iași, de la Spitalul Județean Piatra Neamț, după ce a suferit un șoc hemoragic pe fondul unei hemoragii digestive. Ea a fost sedată și internată la terapie intensivă în Clinica de Gastroenterologie. Starea acesteia s-a stabilizat în special după transfuzia de sânge. Totuși, actrița va rămâne în spital. Medicii din Iași au exprimat speranța că evoluția stării de sănătate a marii artiste va fi una bună. În vârstă de 87 de ani, Draga Olteanu Matei a jucat în aproximativ 90 de filme, în peste 50 de piese de teatru și a interpretat 100 de roluri de televiziune. Puiule, eu sunt Puiule. Gata, hai! Hai acasă, că te-ai distrat destul!